La vreme ați făcut mai multe filme legate de această temă. De Da. unde această preocupare în ultimii cât 10 ani pentru această temă, care este destul de prezentă în ultima vreme? Știu că și Cristi Puiu este preocupat de să facă închisorile comuniste și dă tot mereu cărți care le citesc despre scrise despre cei care au stat în pușcări comuniste. De unde această preocupare? De ce vă preocupați de mult în ultima vreme? Păi, sunt un martor, să zic așa, fiind născut în 1938, am prins copil fiind toată perioada asta și având câteva drame în familie, am cunoscut-o mai bine, să zic așa. Tatăl meu fiind a fost arestat și atunci, sigur că vorbeam cu toți foștii deținuți care ieșeau din închisoare, eram foarte preocupat să știu ce se întâmplă acolo. Și am rămas așa până acum și atunci mă simt dator, desigur, să povestesc puțin despre ceea ce am asimilat, despre experiența mea. Da, Am este citit clar foarte că multă literatură din perioada comunistă, s-au scris foarte multe memorii și am citit bună parte din ele. Unele dintre ele, din păcate, în edituri foarte mici și necunoscute și n-am reușit să le procur, dar nu e târziu încă. da, este la facultate și am văzut că tinerii nu prea cunosc ce s-a întâmplat, mulți dintre ei, în perioada aceea. Și am văzut chiar și un sondaj de opinie. A crescut foarte mult simpatia pentru Rusia, în rândul tinerilor, pentru Rusia și pentru comunism. Nu în rândul celor mai în vârstă, trecuți de 40-50 de ani, nu a crescut absolut deloc, dar în schimb, în rândul tinerilor a crescut. De aceea, eu consider că filme de genul ăsta ar trebui, cred că să fie obligatorii în timpul orelor, să fie puse la școală, în timpul claselor, pentru că încă tinerii nu știu ce s-a în acea perioadă. Mai ales la Sighet, unde, după cum știm, era și numită tenița elitelor. Da. Dar cum v-ați oprit asupra cardinalului Iuliu Hosu și a celorlalți preoți greco-catolici? Deci am citit memoriile episcopului Iuliu Hosu și am rămas foarte impresionat de ele acum vreo 10 ani de zile, 12 ani de zile când au apărut. Și m-a impresionat foarte mult un articol scris de altcineva despre întâlnirea pe care a avut-o cu primisul Vaticanului, care i-a spus, i-a cerut permisiunea să părăsească țara ca să fie numit cardinal, și Iuliu Hosu a refuzat. M-a impresionat enorm de mult atitudinea asta lui de a rămâne păstorul turmei pe care nu vrea să o părăsească, nu vrea să-și părăsească colegii de suferință, chiar dacă nu era împreună cu ei. Cred că e, nu am mai întâlnit un asemenea caz. Sunt cazuri în care foștii deținuți mai importanți, ca să zic așa, au fost scoși, cumpărați sau prin alte metode din închisoare și ajunși în Occident, dar niciunul dintre ei nu a refuzat. A considerat că poate duce lupta din Occident și așa a și făcut. Și au avut sigur că. Deci cazul lui Iuliu Hosu a fost singular. M-a impresionat mult. Și am simțit că e un final de film extraordinar. Am simțit acest lucru și iată, până la Dacă urmă, că am avut șansa și norocul ăsta împreună cu Bogdan Adrian, care a scris scenariul, Toma, să reușim să facem acest film care trebuia să fie, era o datorie importantă care trebuia. este o mărturie, da. Ați spus un cuvânt, cred că dacă ar fi să definesc un singur cuvânt atitudinea și cum s-a comportat Iuliu Hosu, vorbeam și acum câteva zile despre acest lucru, este demnitate. Bogdan Adrian, pui, cum a fost să scrie acest scenariu? Mie așa mi s-a părut, prin tot comportamentul lui Hosu în închisoare, unul a vrut să dea încredere și curaj celorlalți care erau poate mai slabi și
să se păstreze demn în permanență. Și a încercat să-și urmărească să-și păstreze idealurile și credința, care cred că este cel mai greu lucru. În condiții dificile, extreme, se fac tot felul de oferte, se ieși din închisoare și el totuși s-a ținut foarte demn. Am fost impresionat de multe scene din film. M-a impresionat atunci când el se ruga pentru fata directorului închisorii și pentru nepoata directorului închisorii și au venit să-l scoată la percheziție și începeau să-l bată și el continua să roage, că vrea să-și facă datoria. Mi s-a părut... Deci întrebarea, ce ai vrut să scoți din toată această poveste? Care au fost elementele importante? Ce ai vrut să... prin ceea ce spuneau și ceea ce făceau personajele? Câteva exemplificări, cam ce A fost odată ideea rezistenței, după cum spui. Dacă mă ierți, Bogdan, numai puțin, aș vrea să o salutăm pe doamna Maria Ploaie, care ni s-a alăturat. Bună seara, doamnă! Bună seara! Ne bucurăm că sunteți aici cu dumneavoastră și într-o seară de ajun de Crăciun v-ați făcut timp să fiți cu noi. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc și mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră. Deci o să iau acum, să știți că în mare povestea rezistenței celor, nu știu, forța în tendințele comuniste, e aproape similară într-o grămadă de cazuri. Să supraviețuiești cât mai mult, să reziști dacă se poate cu credința intactă, să încerci să nu cedezi presiunilor care ți se aplică și sunt o grămadă de presiuni din exterior. Chestiunea era că în tratamentul aplicat lui episcopului Hosu și până la urmă greu catolicilor duși la Sighet era puțin diferit și asta a fost un challenge pentru noi, a fost o provocare, pentru că rei de asta, domnule, trebuie să arăți că ei sunt forțați la o conversiune, dar cu toate acestea, mijloacele clasice aplicate de ruși, care erau de regulă exterminarea fizică și morală, trebuiau puțin îndulcite, ca să spun așa, trebuiau schimbate tocmai din cauza acestei legături a Bisericii Greco-Catolice cu Vaticanul. Scenariul exista într-o o formulă scrisă, o formulă foarte fidelă memoriilor lui Cardinalul Hosu, scrisă de domnul Margineanu. Și domnul Margineanu mi-a dat, aveam 3 săptămâni la dispoziție până să depunem un script pentru concursul tematic de la CNC în 2018, în care viza sărbătoria 100 de ani de la Unire, de la Marea Unire. Și eu am parcurs scenariul, mai degrabă în diagonal, erau acolo vreo 80 de pagini și din care am păstrat 20 și ceva și sigur că m-am simțit vinovat față de domnul Margineanu, zic să știți că partea dumneavoastră este partea artistică, deci ați fost extrem de fidel memoriilor, dar eu aș încerca să-i dau și o tendință puțin mai comercială ca să avem exact acces la publicul tânăr, care va înțelege mult mai bine imaginile puțin mai grafice, vorbele puțin mai contundente și, mă rog, partea asta de aventură sau partea aventuroasă a vieții din închisoare, în care orice faci este, la un moment dat, o chestiune clandestină până la urmă. Te ascunzi de gardien, te ascunzi de ceilalți, încerci să-ți păstrezi resursele așa cum poți, încerci să furi mâncare, să mergi de la o zi la alta cu așa bumă de demnitate, până la urmă, intactă, dacă se poate. Și am adăugat câteva scene, printre care scena care i-a plăcut și domnului Mihai. Ea nu exista în memorii. Eu mi-am dorit mult să existe și un personaj feminin, pentru că al minteri știți că închisoarele de state femeilor, lagările de state femeilor, erau cu totul separate în comunism. Și
N-aș fi vrut să iasă un film dedicat doar câtorva bărbați. Rezistența împotriva comuniștilor a fost mult mai largă. Paleta celor care s-au angajat în ea a fost mult mai largă decât a celor deținuți efectiv. Deci au existat și oameni din afară care au încercat într-un fel sau altul, vedeți, de exemplu, Samuila Mârza, să se îmbărbăteze pe cei dinăuntru. Și am vrut să adaug câte un prototip din fiecare. Deci Samuel Mârza este prototipul celui care, chiar dacă este afară, chiar dacă reușește să-și mențină și meseria de fotograf, este cumva de folos și de ajutor și celor închiși. Există această femeie care apelează la unica față bisericească existentă în zona aceea, care nu a făcut încă un pact cu comuniștii și căreia nu este teamă până la urmă să meargă și să facă o rugăciune în mod direct pentru problema personală dânsei. Am prototipul poetului, care iarăși a fost o chestiune ficțională. Poetul nu este un personaj ficțional în majoritatea închisorilor comuniste, dar în ceea ce privește închisoarea de la Sighet, este un personaj ficțional pentru că nu au fost poeți și, în general, au fost puține personaje civile. Cei mai mulți erau deținuți politici, iar deținuți politici erau, de regulă, separați cu totul de restul deținuților. Prin urmare, câteva scene au fost efectiv ficționale și aduse pentru întărirea efectului dramatic. Și țin minte că am avut o discuție în acest sens la citirea scenariului, l-am scris repede și l-am predat repede către concursul în sine. Și consultatul nostru istoric era doctorul Gelu Hosu, nepot de sora al cardinalului, care la textul scris, vis-a-vis de textul scris, mi-a spus s-ar putea să fi luat cam multe libertăți totuși, gândește că ai adus multă ficțiune și nu știu dacă e bine, până la urmă ideea ar fi să urmăm istoria și am zis, până la urmă, dacă vă gândesc bine, lucrurile nu sunt ficționale. Ele cu siguranță s-au întâmplat, nu s-au întâmplat toate în același timp și s-au întâmplat toate la Sighet, dar s-au întâmplat. Și am promis, în momentul ăla nu puteam să promit, evident, eu aveam foarte puțină influență asupra filmului, singura mea influență era partea scrisă, efectiv, nu aveam cum să știu cum se vor întâmpla filmările, aveam toată încrederea în domnul Mărcinianu că va face un film excepțional, dar în momentul respectiv exista o rezervă asupra castingului, asupra actorilor, asupra desfășurilor, asupra zilele de filmare și așa mai departe. Și la sfârșit, când a ieșit filmul, țin minte că doctorul Hosu, cel Hosu m-a căutat și mi-a spus că mi-a dus o laudă, mi-a spus că am reușit prin textul meu să înfrumusețez viața unchiului dânsului. Și pentru mine asta a fost, vă spun, a fost impunat unui premiu pentru că venea din poate cea mai legitimă sursă care îți poate confirma că ai făcut o treabă bună în ceea ce privește textul sau materialul pe care ai lucrat. Adică cei direct legați de martirii și de suferinzii epocii comuniste. Octane, între tine și domnul Mărcinianu a existat o simbioză perfectă. Spune-mi puțin, revenind la scene, cine a venit cu ideea de alternare a scenelor în închisoare care erau alb-negru cu cele din libertate care erau în color, creând o complexitate a scenelor? Cine a venit cu ideea respectivă? Asta a fost în întregime opera domnului Mărcinianu. Dânsul știa, făcând atâtea filme, având atâtea filme la activ, înțelegând bine arta montajului și știind bine ce dorește să transmită, a dozat, cred, foarte eficient alternanța asta al negru-color. Noi aveam la început, până să știm câți bani primim efectiv de la CNC, aveam în minte ceva mai grandios. Deci scena de debut urma să se petreacă la cazinoul din Alba Iulia, acolo unde s-au stabilit termenii unirii și unde noi vroiam să facem o pe lângă o altă scenă în care urma să-l prezentăm ceva mai bine pe Iuliu Rosu ca și om,
doream și să arătăm cum s-a ajuns ca el să fie cel care citește până la urmă discursul Unirii. Știți că Biserica Greco-Catolică în Transilvania este era un new entry, sau mă rog, cel puțin în acele momente s-ar fi căzut ca ortodoxia să fie unul din principiile unității, dar de fapt aici și lucrul ăsta ne arată cât de diferită era mentalitatea momentului sau cât de înaltă era mentalitatea momentului. Ideea de unitate implica automat și ideea de unitate între religii și n-a fost nicio problemă nici pentru Miron Hristie, nici pentru niciunul din reprezentanții ortodoxiei de acolo, ca un greco-catolic să citească proclamația și să se vadă efectiv unitatea asta dintre oameni la nivel plenar, la nivel deschis, la scenă deschisă, cum se spune. Și Nelson a știut exact cum să dozeze și scenele și cantitatea de cuvinte. La mine în scenariu erau unele scene mai lungi, erau unele mai scurte. Nu s-a putut filma în casino din cauza costurilor și cred că în momentul ăla era și eu, nu știu dacă nu era o chestiune tehnică care a prevenit lucrul ăsta. În fine, eu am fost foarte dezamăgit când am constatat că eu scrisesem undeva la 120 de scene, iar din film, până la urmă, a rămas cam 80 și ceva. Iar eu, efectiv, n-am putut să tai și n-am putut să comprind dialogul. Îmi simțeam ca pe un copil al meu, scenariu. Prin urmare, domnul Nicolae Măjina ar trebui să intervină și să mă ajute dânsul, pentru că ochiul filmmakerului este întotdeauna mai bine angajat în ceea ce se dorește, în demersul care se dorește făcut, decât ochiul scenaristului. Scenaristul fiind un autor de literatură prin definiție, este pe definitiv afiliat operei. Și foarte greu, ți-e foarte greu să te desparți efectiv de ceea ce ai scris. Și dânsul a intervenit foarte bine și a reglementat totul și a dozat totul la modul ideal. Mersi! Mi s-a alăturat și Ioan Andrei Ionescu, mă scuzați, vă salutăm. Bine ați venit cu noi. Bine v-am găsit. Îmi cer scuze de întârziere, dar o casă cu mulți copii și cu mulți invitați și un atelier în plină schimbare, în permanență sub semnul creației, așa cum este atelierul de croitorie, unde mă aflu acum. Celălalt soției, cel în care s-a și executat costumul meu. E în permanent o agitație. N-am reușit să intru mai devreme. Mulți invitați, nu-i seama că în timpul ăsta este un fel de autodenunț, da? Da și nu, pentru că majoritatea prietenilor mei, cred că mai am vreo 3 cupluri în COVID, grupul nostru de prieteni, care nu au făcut COVID. Restul au făcut cam toți. Mă număr printre ei. Suntem aici strânși vreo 4 familii, toate recuperându-ne după COVID. Și arătând foarte bine. Mulțumesc. Da. N-a fost chiar bine de la început, dar acum parcă n-aș vrea să vorbesc despre COVID în seara asta. Contează de fapt sfârșitul unui COVID, care de fapt acum cred că toți mergem spre sfârșitul unei pandemii de fapt. Da, asta o să se întâmple probabil cât de curând, depinde și în măsura în care toată lumea care este sub semnul unui posibil deznodământ negativ sau poate să accepte că trebuie să facă vaccin. Aici avem o problemă. Înțeleg că peste 30% din populație nu vrea să e reticentă la ideea asta. Dar, acum mă bucur că suntem aici împreună pe această platformă și inițiativa acestei platforme mi se pare extraordinară. Inclusiv unchiul meu din America, din Washington, va putea să vadă filmul fără să se piardă pe undeva pe DHL sau cum l-aș fi trimis altfel. E un lucru foarte frumos cu tipul ăsta de comunicare. Putem să salvăm lipsa mă scuzați un pic, o să mă retrag. În jurul meu se pregătesc cadouri, ca de obicei. Eu
adevărată uzină de... Da, o adevărată uzină de făcut cadouri aici, văd. Da, suntem în spiritul Crăciunului, ca să spun așa. Așa m-ați prins. N-am avut încotro și a trebuit să fac un compromis. Suntem ca o mică sală de cinema, nu? Acum. Asta e scopul acestui Zoom. O mică sală de cinema unde mă bucur să îl văd pe domnul Nicolae Mărgineanu, pe doamna Maria Ploaie, pe care îi salut și îmbrățișez, pe Radu, celălalt Radu. Da, păi aș putea continua cu o întrebare pentru domnul Radu Botar, care felicită absolut fascinantă. Am înțeles că v-a sunat domnul Mărgineanu și aici poate să confirme dacă am înțeles eu bine. V-a sunat, nu ați participat la casting de la început, probabil nici nu știați de rol. Și domnul Mărgineanu a spus că după câteva reușite să găsească actorul principal și a adus aminte de dumneavoastră. Și poate domnul Mărgineanu să intervine după ce ne spuneți dumneavoastră câteva cuvinte. Cum de și a adus aminte de dumneavoastră și de ce a considerat că într-adevăr vă potriviți rolului, ceea ce nu e puțin lucru la un asemenea rol să găsească personajul potrivit. Cum a fost când ați primit telefonul și... Faptul că eu am ajuns să joc în acest film e chiar o minune, o întâmplare frumoasă. Am ajuns să mă sune domnul Mărgineanu pentru că un alt actor, Bogdan Nichifor, care joacă și el în film, pe care îl cunosc de mic, și-a adus aminte de mine după foarte mulți ani că există. Și așa le-a comunicat domnului Mărgineanu numărul de telefon și o sugestie, am înțeles, de a se uita, de a mă verifica și pe mine. Așa că eu am venit pe ultima sută de metri și iată-mă mereu în pole position. E bine. Așa am ajuns. Grație recomandării acestui talentat actor tânăr și omenos, am venit, am participat la casting, am schimbat replici chiar cu Ioan și cu Richard Bolnovski. După aceea, după câteva zile, mi s-a comunicat printr-un telefon. Domnul Mărgineanu a fost extrem de generos și de bun cu mine și mi-a spus că am luat rolul. Până mi-am dat eu seama ce se întâmplă cu mine, a trecut o vreme. Pe urmă, m-am lăsat în mâinile domnului Mărgineanu și sprijinit de toți colegii de pe platou de filmare, a ieșit ceea ce se vede astăzi. Și mulțumesc. Crezi că v-ați documentat despre cardinalul Hosu și ați studiat și gesturile și tonul vocii? Da. Și... Recunosc, nu știam. Știam câte ceva, evident, și despre Biserica Catolică știam și despre Iuliu Hosu, dar prea puțin. Pe urmă m-am documentat, pentru că de ce se apropiau filmările, de asta mă cuprindea teama tot mai tare și mai tare. Și materialul pe care mi s-a deschis în fața mea era, mi se părea enorm și prea puțin timp ca să-l asimilez, să trec prin el. Și atunci m-am concentrat la câteva detalii, iar unul dintre detaliile pe care le-am păstrat și mi s-a părut mie așa, mi s-a părut că e reprezentativ cumva ca imagine pentru cardinalul Iuliu Hosu, era acest gest, cum își ținea mâna la piept, mâna. Și gestul ăsta l-am păstrat în toate planurile, cadrele în care am ajuns. Și am mai fost vorcea, am studiat-o la un moment dat pentru scena finală. Există o înregistrare pe YouTube în ultimul an de viață, când recitește discursul de la Alba Iulia, și l-am ascultat cu mare atenție și am încercat să-mi imaginez cum putea să vorbească la 60 de ani, la 50 de ani
Și așa, cumva așa m-am ghidat în felul de a se exprima sonor. Iar pentru scena finală am încercat să fiu cât mai fidel felului cum vorbea atunci când a citit pentru ultima dată declarația cu un an înainte de deces. Da. Înainte de a merge mai departe, Marius Spandu, ridicat mâna și dorește să intervină. Puteți interveni oricând, cu întrebări. Da, mulțumesc, sunt aici cu Liliana, soția mea în Chicago. Suntem cinefili pasionați. Am văzut poate deja mai mult de jumătate din filmele de la festival și, nu știu, o să o las și pe ea să spună, cred că suntem de acord că poate pentru prima dată de când ne uităm ne-a plăcut un film fără rezerve. Pe mine cel puțin m-a impresionat din multe motive, cred că a fost bazat pe un scenariu foarte bun, felicitări Bogdan. De asemenea, cum emoția este ceea ce contează cel mai mult în orice creație artistică. Am fost emoționat de felul în care domnul Botar l-a interpretat pe cardinalul Hosu și poate nu așa de mult de tăria de caracter pe care dânsul a prezentat-o, cât de felul în care a interpretat momentele de slăbiciune. Pentru mine a fost superb. Am noroc mare că, de asemenea, doamna Maria Ploaie este aici și am fost mișcat de personajul dumneaei, de durerea unei mame pe care, așa ca părinte, nu, cu care nu pot decât să rezonez. Am fost o scenă scurtă, dar atât de puternică. Și era cât pe aici să ratez, dar în sfârșit domnul Ioan Andrei Ionescu ne însoțește astăzi și aș putea să spun că la fel, m-a fascinat acel personaj pe care ar fi trebuit să-l disprețuiesc și să-l urăsc, dar cu care până la urmă cumva am simpatizat într-un fel, l-am înțeles. Deci asta în rezumat despre film. Trebuie să știți că aici în Chicago avem un grup de spectatori în care discutăm anumite aspecte ale filmului și în numele spectatorilor, care cred că și ei ar trebui bine reprezentați în aceste discuții, am să pun o întrebare. Nu știu cui să o pun, probabil domnului Mărgineanu. Un aspect important al filmului care s-a ridicat așa cumva la un nivel de calitate pe care noi îl credem foarte bun, a fost editarea. Asamblarea scenelor, trecerea de la o scenă la alta, fiecare tăiată exact la momentul potrivit, nici la sfârșit, nici prea devreme, nici prea târziu. Ne puteți spune cum s-a făcut editarea? A fost o echipă, a fost o singură persoană? Dacă au fost multe imagini și a trebuit scurtat mult filmul sau nu? A fost o singură persoană, Nita Chivulescu, cu care lucrez de mulți ani. Ea a debutat la filmul Pădureanca și de atunci cred că lucrăm împreună. Și ce pot să vă spun, filmul își cere materialul filmat, respectiv, care are o anumită autoritate, ca să spun așa, asupra noastră, și cere un anumit mod de a fi editat, de a fi povestit. Și el ne-a condus cu răbdare, deși acum, înainte se monta în 3-4 luni, când era pe peliculă, acum în digital se montează totuși mult mai repede, pentru că nu se pierde timp. Însă am avut totuși vreo, după ce filmul a fost montat, cel puțin 2 săptămâni de așteptare ca să verificăm dacă ceea ce am făcut este într-adevăr bine. Că uneori se întâmplă, dacă, mai ales dacă ești puțin grăbit, se întâmplă să fii nemulțumit după ce filmul este terminat și nu mai prea ai ce să-i faci. Cam... O să-i transmit Nita. Îmi pare rău că nu i-am spus să urmărească și emisiunea. S-ar fi bucurat foarte mult de aprecierea dumneavoastră. Mulțumesc! Mihai, pot să am eu următoarea întrebare? Da, poftim, poftim. Care, de fapt, se referă la toți actorii. Și deci puteți să luați cuvântul pe rând. Mă interesează, părerea mea este că proiectele, de fapt, adună actorii și la un moment dat nu există coincidențe, ci doar sincronizări. Pe platou, când ați ajuns, cum s-a efectuat acea simbioză
între caracterele care le prezentați. Și puteți să luați cuvântul Radu, să începem cu tine, de exemplu, Radu Botar. Ai rău, iară te-am pus pe locul întâi aici. Da. Deci cum s-a efectuat această simbioză între tine și celelalte caractere? V-ați dat sugestii unii la alții pe lângă sugestiile care veneau evident, în mod evident de la domnul Mărginianu? Nu știu, în ce mă privește pe mine, totul a fost, nu știu, așa cum trebuia să fie, dintr-o dată. Era totul foarte firesc. Parcă ne știam de o viață, deși eu sunt tânăr în mediul cinematografic, să zicem. Dar aveam sentimentul că toți din jurul meu mă cunosc și pe toți îi cunosc de o viață. Și era, ne înțelegeam din priviri, ne înțelegeam dintr-un gest. Era extraordinar. Era un actor pe care îl apreciez foarte mult, Tache Florescu. Nu înțelegeam de ce se uita după fiecare filmare, după fiecare dublă la mine, dar se uita cu o privire foarte insistentă și mă gândeam că nu-i plac. De fapt, ce făcea? Îmi dădea un ok de fiecare dată și până am înțeles privirea și până am înțeles gestul pe care îl făcea, am fost puțin derutat. Dar pe urmă mă consultam privindu-l după fiecare dublă, dacă e bine, dacă n-am greșit, dacă am fost adevărat. Că până la urmă asta urmărim, să fim adevărați și într-un crez. Și era bine, adică în ce mă privește pe mine a fost dintr-o dată. Mersi, Radu. Mare drag. Aș spune eu câteva cuvinte. Meritul cel mai... De fapt, nu vorbim de merit, ci vorbim mai ales de tăria de a crea o echipă și tăria de a crea o echipă în jurul unor valori pe care le propui și în jurul valorilor în care crezi. Lucru extraordinar pe care l-a făcut domnul Mărgineanu. Și toată echipa din jur a venit în primul rând pentru că a crezut în proiect, pentru că a crezut în cum se poate alcătui acest film. Și odată cu credința, e un film despre credință până la urmă, odată cu credința vine și ușurința de a comunica. Comunicare cu mine, care actez, comunicare. Suntem într-o familie de cuvinte aici și cred că îi se datorează puterii de a crede a domnului Mărgineanu această coeziune în cadrul echipei. Și a fost efectiv, ca și cum am notat mai mulți pești în același acvariu și apa din acvariu a luat forma vasului gândit de domnul Mărgineanu și de Bogdan, pe care am uitat să-l salut. Îmi cer scuze, te salut, Bogdan. Salut. Care a scris un scenariu ca un puzzle din care nu poți să muți o piesă dintr-o parte într-alta cu prea mare ușurință. Trebuie să ceri îndreptarea autorului. Se strică scena dacă schimbi ceva, un cuvânt, fiecare cuvânt are câte o direcție, o intenție, o semnificație și a fost ca și cum o parte din regie a fost, îi se datorează, pentru că este foarte frumos cum gândurile se înseilează unul cu celălalt din start din scriere și aproape că dacă ai învățat textul, dacă ai înțeles ce s-a întâmplat acolo în mintea celui care a scris, totul devine mult mai fluid. Am repetat de două, trei ori scena din turn și am tras-o aproape dintr-o singură dublă. Am avut câteva duble de tras acolo. Bine, era un frig de crăpau pietrele. Ne tremurau bărbiile
la propriu și ne înghețau buzele în timpul filmării, dar în pauzele dintre duble, dar în timpul filmării totul a mers foarte curat. Și pe sunt pe telefon, nu vezi telefon. Mulțumesc, Andrei. Pot să vorbesc și eu puțin? Te rog! Da, da. Bună seara tuturor și sărbători fericite! Sper că aveți un ajun de Crăciun frumos. Mă bucur să particip la acest festival. Am văzut și eu foarte multe filme și doresc să-i spun felicitări Dianei. Bunicul meu a fost greco-catolic. A fost preot greco-catolic și a fost preot timp de 35 de ani. A fost urmărit de hortiști, chiar amenințat cu moartea și a fost forțat să trăiască, să semneze pentru a trece la ortodox. Bunica mi-a spus că, și ea a fost greco-catolică, mi-a spus că hortiștii au intrat în casă și cu armele și ei s-au ascuns în horn și amenințați cu moartea. De aceea, din acest punct de vedere, consider că filmul a fost extrem de emoționant. Am o întrebare pentru domnul Mărginianu despre aspectul trădării. El este prezent în film, inclusiv în celulă. Cineva din celulă este trădător. Cine este trădătorul? Și cum ați venit cu ideea de a include un trădător în celulă care să informeze gardianii despre prezența unor elemente interzise în celula respectivă, cum ar fi creionul și foaia de hârtie? Nu există un trădător în celulă, există doar bănuiala că ar putea fi un trădător și unul din preoți îl bănuiește pe poet pentru faptul că el nu este preot și este introdus într-o celulă de preoți, probabil că special a fost introdus astfel, special a fost gândit în acest fel ca să crească tensiunea, dar el nu a fost un trădător. Din contră, el e, din acest film, e singurul martir al filmului. Și cum exact? Este tragic. Îi salvează pe ceilalți preoți de la trădare, dând cu piciorul capitanului ca să rămână spânzurat. Da, preferă să-și asume sfârșitul pe care îl înțelegea că oricum este foarte aproape și preferă într-o răbufnire să nu se solidarizeze cu intenția colonelului capitanului de a face acest joc murdar și preferă moartea. Am spus acest lucru deoarece am avut impresia că găsirea elementelor respective nu a fost o coincidență din cauza cum au fost interpuse cu cadrele din film. Deci au urmat una după cealaltă. În momentul în care gardienii au intrat în celulă și au găsit creionul respectiv, am crezut că nu a fost o coincidență, ci din potrivă cineva a trădat prezența elementelor respective, obiectelor respective. Cel puțin asta a fost impresia. Nu, noi am încercat să introducem această bănuială. Presupun că ei aveau o stângăcie, nu erau foarte dibaci în a ascunde un creion și o bucățică de hârtie. Deci erau destul de vulnerabili în această privință. Însă, te rog. Erau foarte austere și propriu-zis, ascundeau unor elemente care presupuneau scrisul. Tocmai de asta poeziile din închisoare au fost de cel mai multe ori memorate și sunt niște exerciții pe care te țin să le practicau efectiv dacă citiți despre Radu Ghir și despre ceilalți care și-au petrecut mult timp în pușcării, veți vedea cam cum se desfășura procesul ăsta. Fiecare de ținut avea un rol anume de regulă memoria câte o poezie. Dar trădarea ca și idee există propriu zis, au fost mai mulți,
dintr-un număr de peste 70 de preoți greco-catolici, au fost câțiva, undeva la 15-20, care au renunțat. Ei, noi nu puteam să-i prezentăm pe toți, nu puteam să prezentăm cazurile individuale și le-am reunit pe toate eu, cu luându-mi o licență, le zic așa, într-un singur caz, cazul propriului Rusu, care la un moment dat nu mai rezistă, dar până și în cazul lui se poate înțelege de ce anume sau în ce anume determinele care să facă opțiunea asta de a abjura sau de a se reconverti, se gândește la copii, are o soție acasă, este legat mai degrabă de viața aceasta pământească. Cei mai mulți dintre patronii bisericii greco-catolice sunt deja bătrâni. Ei nu mai consideră opțiune plecarea sau renunțarea la credință. S-a întrerupt? Okay. Da. Dacă s-a întrerupt, pot să profit de această întrerupere pentru a pune o altă întrebare, din nou, din partea grupului din Chicago, în care discutăm filmele. Este evident și cumva, cum să spun, un element cheie al filmului, că este o diferență mare de limbaj între diferite personaje și chiar pentru un anume personaj în diferite momente din timp. Da? Deci episcopul Hossu vorbește într-un anume fel în 1918, în alt fel imediat după al doilea război mondial și mult diferit spre final. Aș zice chiar că există și o colecție frumoasă, interesantă, nu știu dacă Bogdan este principalul vinovat, de limbaje de lemn. Este o limbă de lemn a polițiștilor, a securiștilor, alta a reprezentantului Vaticanului, o altă limbă de lemn chiar a clerului greco-catolic. Cum s-a ajuns la perfecționarea acestui limbaj specific fiecărui personaj și specific fiecărui moment în timp? Afară de indicațiile din scenariu care nu mă îndoiesc că erau, a fost domnul Mărgineanu care a ghidat, au fost actorii care au studiat ei înșiși cum se vorbea la 1918 sau cum vorbeau diverse persoane în diverse momente din timp. Mie mi s-a părut impresionant cum această varietate de limbaj e prezentă în film și vreau să felicit celor care ei se datorează. Actorilor în primul rând și poate într-o mică măsură și mie, nu-mi dau seama dacă am reușit să-i ajut în privința asta, pentru că nu a fost un semn, vă mărturisesc. Însă, povestea a decurs în acest fel, cu stări diferite și probabil că a cerut o schimbare de limbaj, fiecare scenă, fiecare trecere de timp, presupun, că era imperceptibilă, de fapt. Dar cel mai bine cred că ar putea să ne spună actorii. Și mai ales Radu Botar și Ioan Andrei Ionescu. Eu am luat fiecare cuvânt cu convingerea că toate au fost spuse înainte de a fi scrise de Bogdan de către Iuliu Hossu. Indicația domnului Mărgineanu de a fi cât se poate de liniștit cumva și de sincer, pornind de la această indicație, de a sta într-un adevăr, cred că de aici s-a născut și tonalitatea acestui discurs pe care l-a avut Iuliu Hossu în diferite etape, în diferite stări, într-o formă de credință maximă, de adevăr și de simplitate. Tăria prin această simplitate și puterea de a spune nu,
cu convingere, când crezul era că nu, și convingerea și puterea de a spune da din aceleași motive de credință. Cred, nu știu. Mai mult nu știu ce să spun. Deci cred că și Radu Bănzaru, dacă îmi dați voie, avea ceva de spus, da. Pentru că el trebuie să joace în filmul ăsta un individ care este ticălos până la capăt. Deci chiar în condițiile în care el trăiește chiar o dramă familială și are probleme cu, evident, nepoata sa și, într-un fel sau altul, ar trebui să fie ceva mai conectat la realitatea asta a credinței, pentru că e o primejde de viață și de moarte care amenință familia imediată. El rămâne totuși ancorat în aceste criterii impuse până la urmă de bolșevici și nu lasă nicio emoție să treacă dincolo, să transpară. Dacă are una, noi nu o resimțim. Și aici cred că el e un personaj diferit de pildă de al capitanului, care este un ticălos, dar este mai degrabă un ticălos viclean. El, de fiecare dată când situația o cere, are un discurs adaptabil la situație. Dar Radu e un caracter aparte care joacă pe același ins de la început până la sfârșit. Da, vreau și eu să întreb tot despre Radu. Că mi s-a părut așa simpatic și a necat el probleme de conștiință, probabil în băutură, că așa mi s-a părut, că așa se întâmpla pe vremea aia, care aveau probleme de conștiință și le necau în băutură sau încercau diverse subterfugii sau, precum, îndobitociții, cum erau gardienii care nu aveau nicio probleme de conștiință. Mie mi s-a părut că directorul închisorii avea probleme de conștiință și le neca în... De aceea mi s-a părut puțin simpatic, dacă nu mă înșel. A trebuit să-l faci puțin simpatic, Radu, sau... Nu, pe directorul închisorii. Eu am vrut să-l fac cât mai simplu și vorbea Bogdan de descurcăreala asta, de șmecheria asta a săranului, a omului simplu. Am citit scenariul și la un moment dat m-am gândit, oamenii care vor vedea filmul și vor avea anumite repere culturale, istorice, nu știu dacă îl vor plasa strict în închisoarea de la Sighet, știind că e vorba de personalitățile respective care și-au găsit sfârșitul, unii dintre ei, în închisoarea de la Sighet. Nu știu dacă vorbim de asta. Vorbim de o închisoare universală, dar în momentul istoric 53, la Sighet, a fost numit director un așa numit Vasile Ciolpan, care a existat în realitate și căruia doamna Lucia Hosu-Longin i-a luat și un interviu. Acest Vasile Ciolpan avea 3 clase și 3 luni școala de partid de la Baia Mare. Când i-am spus, m-am întâlnit cu doamna Lucia Hosu-Longin, ne știam, și am cerut sfatul, pentru că vorbise cu omul ăsta, am vrut să o întreb cum era el dincolo de cameră, dincolo de... Că atunci când îi pui omului în față o cameră, el vrea să fie mult mai inteligent decât e în realitate și îi se schimbă brusc bagajul lexical de 20 de cuvinte în 25 de cuvinte. Și mi-a zis, s-a uitat la mine și zice, ce-o fi fost în mintea lui Niculae, vorbind de domnul Mărgineanu, ei fiind prieteni, știindu-se de viață, nu te potrivești cu rolul ăla, tu ai față de intelectual. Și zic, să știți că nu mă dezarmează. Asta chiar îmi dă încredere că până la urmă totul stă în abilitatea actorului de a creiona un caracter chiar obnubilat și cu 3 clase, așa cum. N-am încercat să-l joc pe acest Vasile Ciolpan. Și un director, așa cum erau oamenii ăia, numiți politic, probabil, sau aduși de undeva, de la sapă, dar care erau gata să fie trup și suflet dedicați cauzei, în ghilimele. Asta am vrut să găsesc în mine și în personal. Normal că ești aproape de familie, n-avea cum să nu ajute pe sora lui, deși știa că o să încalce niște reguli clare
Și atunci, cum își consumă drama asta interioară? Îmbătându-se ca să uite. Doar nu o să te apuci să scrii memoriile cu trei clase sau fiind cu creierul ca un patinoar. Nu, e clar că omul atâta de aici până aici. Ce facem? Ne îmbătăm, batem de ținuți, ne culcăm, ne trezim, batem de ținuți, ne îmbătăm. Nu avea un univers extraordinar. Și asta am încercat și gestul cu mărul. E tot așa grobian și, na, cum zicem în ziua de azi, bă, atâta l-a dus capul, atâta l-a dus mintea. Ăsta e personajul, știi, că nu vrea nimeni să vorbească despre bad guy, cum se spune în cinematografia americană. Am încercat să fiu bad guy, nici n-am avut intenția să-l fac simpatic, cât uși de puțin. Am vrut să rămân în memoria cinefilului privitor, băi, strict așa cum e, cu bunele și cu relele, știi? N-am vrut să zic, băi, uite-mă, a ajutat-o pe soră sa. Nu, atâta, normal, te duci, ești aproape de familie. Chiar încalci niște reguli și a riscat poziția și a riscat poate chiar viața, aducând pe cineva civil în închisoare să vorbească cu preotul. Și spune... Când îi prezintă, am găsit eu, la momentul ăla nu era în scenariu, am zis așa, simplu, soră mea, na, preotul, ți l-am adus, adică cu mod, deși ar fi fost normal să fie mult mai respectos, dar el n-avea treabă cu credința, cu asta, nici n-ai cum, dar n-ai cum, la trei clase și trei luni școala de partid, nu ai cum. Da, probabil avea ceva în mintea lui, el cumva trebuia să creadă că ar putea avea un efect dacă se roagă preotul, pentru că a dus-o pe soră sa, cumva că se va întâmpla ceva cu nepoata lui, altfel nu ar fi avut niciun sens să o aducă. Nu merge la... Nu cred că merge în atâta profunzime. Merge... Măi, la clasa, la trei clase nu merge, dar pe baza credinței acolo funcționează. Bogdan Toma ar putea să ne spună ce a avut în minte că sunt lucrurile, că el sperva, altfel nu ar fi riscat el viața să o aducă pe soră sa în închisoare. Mie așa mi s-a părut. Eu așa l-am decodificat. A gândit-o, știa că-i soră sa, acum o întâlnire putea să le faciliteze. S-a mai și îmbătat după aceea când a aflat că a ieșit nepoata din comă. Ce altă soluție ar fi fost la mintea și pregătirea lui? Era singura. A fost ideea în care noi reprezentăm mai cum trebuia să reprezentăm și pe directorul închisoarei, care face, că vedeți că sunt trei tipuri de torționari. Este odată torționarul ăsta care e directorul închisoarei, este un torționar neoș, școlit la partid, e o brută, dar nu e totuși un criminal. După este torționarul, capitanul venit pe linie militară, care nu vrea decât să-și îndeplinească misiunea. Pentru el omul contează mai puțin, dar misiunea e totul. Conversiunea trebuie aplicată, trebuie făcută cu orice preț. Dacă i s-ar fi dat voie să aplice metode violente sau brutalitate, ar fi făcut-o. Nu o face exact pentru că acel ordin despre care și vorbește la un moment dat este restrictiv. Unul de la Moscova presupune din start că nu i se pot aplica pedepse fizice preoților greco-catolici, tocmai din cauza acestei legături cu Vaticanul, ceea ce nu înseamnă că dacă ei nu ajung la un moment dat să renunțe la ea, lucrurile nu se pot schimba. Și după care există, sigur, acest politruc moscovit, care este cel mai, în scenariul gândit de mine, este poate utilizatorul unui limbaj perfect de lemn, pentru că, până la urmă, el este acolo numai sub aspect de a supraveghea și a controla. El este și cel mai periculos. Până la urmă, poate să le facă rău tuturor deținuților prin rapoartele pe care le face, dar și gardienilor, și directorului, și tuturor. Deci e un gen de om de care
Într-adevăr, până și directorul știe că trebuie să se ferească. În același timp, directorul este totuși presat de această problemă familială pe care el o resimte ca gravă. Nu este un om credincios, o și explică, i-a respins din start, a simțit, nu știu cât de mult a simțit din copilărie religia ca manipulare, dar în orice caz o resimte odată ce i s-a aplicat școala de partid. Pentru că în școala de partid exact asta se spune, când trebuie să devii torționar unor preoți, trebuie să uiți cu totul umanitatea din spatele individului și să spui, domne, nu numai că ăsta e un om ca oricare altul, dar e unul care știa și mințit o grămadă de vreme. Și în condițiile alea, el joacă rolul și totuși există o formă de umanitate care este reprezentată doar prin legătura cu familia, care îi permite sau ne permite nouă, dintr-o singură scenă sau din două scene, să ne dăm seama și cine este și de faptul că este totuși capabil să facă un gest pentru familia sa, dar pe de altă parte nu renunță la statutul ăsta de zbir, de personaj amenințător, îl ține în șah pe preotul Osu în continuare și până la urmă o pune la punct și pe sora sa, cu toate că este evidentă tragedia prin care trece femeia, pentru că atâta știe, atâta poate. Deci Radu a surprins foarte bine personajul, a creionat extraordinar. Deși nu e un personaj pe care îl vedem în multe scene, dar nu-l uităm, ceea ce pentru mine este o chestie foarte, asta deja nu mai ține de mine. Eu, într-adevăr, am încercat să-i scriu fiecare o partitură care să fie numai a lor, să ajute și pe spectator să nu cumva să-i confunde. Până la urmă, sunt atât de mulți torsionari și atât de mulți preoți, încât poți să-i confunzi. Și în momentul când am scris replicile, de multe ori am scris un șir de replici pentru un personaj ca să mă asigur că i-am conferit o voce care să fie numai a lui. Dar eu zic că în cazul personajului Radu am nimerit-o, am deschis. Cu siguranță și jocul lui Radu a fost clar, nu-l uiți. Mai ales faza cu mărul, merge cu mărul, toată lumea are impresia că uite ce om bun, se duce și dă un măr. Așteptam și până la urmă. Dar tot vorbind de tipologii, capitanul, deci Ioan Andrei Ionescu, mi s-a părut unul din cele mai complexe personaje din film. Și el are o dramă acolo foarte mare, fiul de preot, nu-i place pe aia care vine în inspecții, încearcă să-l convingă bine și din interes, dar și sincer își pune problema că de ce nu semnează hosul, de ce se încăpățânează, chiar mi s-a părut că este la modul real, el își pune întrebările alea și mi s-a părut un personaj extrem de complex, dar iarăși, cum și Bogdan Toma, o tipologie. Am întâlnit oameni din ăștia și în armată și știm și noi, vorbeam și cu Liviu Antonescu și spunea că erau și securiști buni, și securiști răi, și securiști între. Deci, într-adevăr, a fost o tipologie mai complexă și capitană. Foarte interesant și acest personaj. Bun. Cine mai dorește să pună întrebări? Celor prezenți, Gabe? N-am întrebare, ca de obicei, eu nu pot să pun întrebări. Eu mă uit la toate filmele din festival, m-am uitat de câte două, trei ori, pentru că promovez pas cu pas, merg la vecini, la prieteni români și vedem filme împreună. După ce eu l-am văzut în prealabil, mă duc și-l arăt omului care cred că-l gustă. Ieri am avut surpriza să vorbesc cu sora mea după Q&A-ul, sesiunea de ieri, și discutând de filmele din festival, îmi spune, am văzut Cardinal, un film extraordinar. Ea este plecată din țară de vreo 35 de ani, cu greu vede filme românești, unul din filmele de scurt metraj făcute de băieții din Republica Moldova, care de fapt este ușor comic, ei i s-a părut foarte dur. Încercam să-i recomand Arest și ea vine și îmi spune filmul Cardinal, un film extraordinar de bun. Mie mi se pare că e o poveste extraordinară faptul că întâmplarea în anii 50, vorbim acum de un film ce prezintă un om, istoria unui om din Biserica Greco-Catolică din România, timp ce Boru era deja convertit în anii ăia.
Asta mi se pare foarte, foarte important și foarte bine făcut, că vorbim despre o bucățică mică de religie românească. Nu este așa de întinsă biserica greco-catolică, greco-catolică, pardon, în România, cât este Boru, și tot timpul a fost o mare dispută între ele. Și povestea este interesantă și jocul actorilor și scenariul, totul este minunat și pe mine m-a bucurat foarte tare că oameni care de obicei au aversitate față de filmele românești, pentru că li se pare că, domne, am plecat din țară de aia, de eu nu vreau să mai văd așa ceva. Asta e o bucată de istorie și este și bine făcută. Felicitări tuturor. Nu am întrebări, din păcate. Am și eu o întrebare scurtă pentru domnul Mărgineanu, dar mai întâi felicitări pentru organizarea acestui eveniment. Mă bucur să fiu aici cu toți. Vă doresc sărbători fericite și întrebarea, repede, pentru domnul Mărgineanu. Credeți, referitor la subiectul și tematica filmului, credeți că arta vindecă sau maschează? Una și alta. Poate să facă și una și alta. Și la fel de greu e să vindeci, cât că la fel de greu e să maschezi ceva, pentru că iese la suprafață până la urmă. Dar uneori și rău poate fi foarte convingător. Asta este îngrozitor când este făcut cu talent mult. E un lucru îngrozitor, acest lucru, dar există, e adevărat. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Cât drag! Doamna Ploaie, mai este? Da, ok, Maria! Vino, te rog, imediat. Domnule Mărgineanu, am avut ocazia să vizionez Blestemată fiind închisoare în urmă cu Binecuvântată fiind închisoare în urmă cu vreo 10 ani și desigur am observat aspectul violenței în film, care a fost destul de predominant. În Cardinalul, violența nu a fost așa de acută. Deși deținuții politici au fost pur și simplu maltratați de către Gardel, avem și pe Gărzi, avem și pe Iuliu Maniu, care a murit din cauza violențelor impuse asupra lui. De ce ați recurs la lipsa de violență din film? Deoarece ați fost mai blând în comparație cu Binecuvântată fiind închisoare. Este adevărat, aici m-a convins Bogdan Adrian Toma că violența, vulgaritatea limbajului ar putea înlocui parte din această violență. Mai ales pentru prelații catolici, această vulgaritate îi dezarma și încerca să-i demoralizeze. Era o armă de luptă această vulgaritate. Nu numai că era permisă gardienilor, care nu înțelegeau de ce permite, dar erau chiar îndemnați să o facă, să jignească tot timpul, să încerce să le distrugă moralitatea, să le distrugă spiritualitatea cu care ei se încercau să se apere. Aici, cred că mai mult în Cardinalul au fost niște stări și niște tensiuni care au contat foarte, foarte mult. În jocul lui Radu Botar, astea am și cerut și am zis că dacă reușești să ai starea bună, dacă reușești să ai calmul pe care Cardinalul l-a avut, episcopul vostru l-a avut atunci, pentru că s-a detașat total de realitate, de tot ce este în jurul lui și a rămas curat și ferm și calm întotdeauna și liniștit întotdeauna, este o performanță uluitoare. Și Radu Bot ar fi că a înțeles bine acest lucru și cu starea asta celelalte lucruri s-au rezolvat. Și presupun că episcopul Iuliu Hosu a știut să
atrofieze încercările de violență care probabil că au existat. Nonșalanța cu care au refuzat semnarea trecerii la ortodoxi a fost reală sau a fost o chestiune de ficțiune? În momentul când li s-a prezentat numărul de ani la care vor fi închiși 10-15 ani, am observat că fiecare preot a zâmbit și au răspuns cu atâta simplicitate, deși vorbim de 15 ani de temniță grea. A fost, nu știu, o chestiune într-adevăr care a existat în istorie sau pur și simplu fictivă? Nu, a existat în istorie. Probabil că aceste propuneri de ani mulți care nu s-au adeverit ca închisoare. Au avut formă domicilii forțate și au murit în domiciliile forțate. E adevărat că unii din preoții tineri au considerat că este mai bine să pacteze, aveau familie acasă, aveau copii mici, așa mai departe, cum este și un caz și în acest film. Și nu cred că este condamnabil neapărat acest lucru. Mulți s-au integrat pe urmă în credința ortodoxă și au ajuns preoți foarte buni. Deci o rejudecare s-a întâmplat în București. Noi n-am putut o filma în sensul respectiv, dar după un anume interval de așa zis reconversie forțată, când s-a constatat că de fapt nu se ajunge la niciun rezultat cu un număr majoritar de preoți, s-a decis până la urmă ca liderii prezenți acolo, liderii greco-catolici existenți în rândul de deținuților, să fie rejudecați și să se aplice pedepse mai severe ca să servească drept exemplu. Și mă dați seama că s-a desfășurat totul într-un cadru mai legal, mai organizat. Noi am gândit-o în așa fel încât totul să se poată desfășura în condițiile închisorii și cred că scena a fost mai de impact, pentru că îi vezi efectiv doar pe cei trei indivizi acolo și pe câțiva gardieni care, mă rog, iau notă sau joacă rolul grefierilor, ca zic așa, un rechizitor brusc, scurt, brutal, o încercare de a-i repune cât de cât, ca zic așa, pe făgașul dorit de bolșevici și în condițiile refuzului lor, ei sunt expediați până la urmă, iar lucrurile se schimbă în film odată cu moartea lui Stalin, pentru că deja totul devine mai mult sau mai puțin atins de, nu atins de nulitate, dar atins de o potențială îndoială. Deci nu știi din momentul ăla dacă noua conducere, nou lider care va lua locul lui Stalin, va dori ca episoadele acestor încarcerări românești să se deruleze așa cum s-au derulat, dacă se vor doi aceleași pedepse. În urmă, trebuie să ne gândim că guvernele din România din anii aceia, din intervalul 48-53, au fost toate doar niște guverne de fațadă, practic. Toate ordinele veneau de la Moscova și nimeni nu făcea, nu se trecea nicio lege care să nu fi fost înainte supervizată și aprobată de către cei de la centru, cum se spune. Profit de prezența doamnei Maria Ploaie alături de noi din nou și eu v-am văzut în filme încă de pe vremea lui Ceaușescu și dacă tot sunteți aici cu noi, s-ar putea ca pe din colegii noștri mai tineri, studenții mei, ori să uită acum, ori se vor uita după, vom și discuta despre acest festival cu studenții. Trebuie să spunem că sunteți unul din monștrii sacri actoriei românești, peste 40 de ani de și vreau chiar să două, într-un minut să spun primul film al dumneavoastră, Un comisar acuză, nu? Sergiu Nicolescu, de când era student, apoi Toamna bobocilor, Dumbrava minunată, a lucrat mult cu Mircea Roiu, Dincolo de pod, Mânia, a jucat-o pe Veronica Miclei, nu? Mi se pare. Da, O vulgăre de humă,
Ați avut foarte, foarte multe roluri undeva în Es, faimosul paparazzo. Ați primit mari excelență la TIFF și chiar vreau să vă mulțumesc că sunteți aici cu noi. Așa cum spuneam, v-am văzut încă de pe vremea Ceaușescu și în memoria oamenilor, probabil și datorită fizionomiei, dar și în special cum jucați. Aveți un rol mic, acest film al bărbaților, aveți un rol mic, dar vine așa o culoare, femeia în această, pe de o parte brutală, dar pe de altă parte sunt și preoții care, prin credința lor, demnitatea umană, dar apareți acolo și mi s-a părut atât de convingător că dumneavoastră, vreau să mă întreb așa, în modul în filmului, chiar ați crede într-o posibilitate să veniți la cardinal, să vă rug, să-l rugați să se roage ca să salveze pe fiica dumneavoastră? Mi s-a părut că dumneavoastră chiar credeți în un astfel de gest. Era convingător. Da, sigur că da. Păi nici nu poți să faci astfel de personaje decât dacă și tu însuți crezi în astfel de minuni. A fost o bucurie pentru mine, o mare bucurie acest personaj, această scenă scrisă magistral de Bogdan și mulțumesc încă o dată foarte mult, pentru că în varianta inițială această scenă nu exista. Și e o scenă mult dorită, mult așteptată, ea pică foarte bine. Și m-am bucurat foarte mult și de partenerii mei, de Radu Vânzaru, pe care îl cunoșteam de multă vreme și am făcut un spectacol împreună și multe alte versuri și lansări de carte, dar pe Radu Botar nu-l cunoșteam și aveam mare emoție vis-a-vis de el, pentru că, într-adevăr, pe genul ăsta de scenă depinzi foarte mult de parteneri și ei și dai foarte mult unul de la altul. Așa că am primit cu mare bucurie acest personaj, deși un personaj mic, dar e un personaj care vine cu o încărcătură atât de mare, cu emoție atât de autentică, e o chestiune de viață și de moarte problema ei și genul ăsta de personaj dă mult în scurt timp și a fost pentru mine o mare bucurie, așa cum o mare bucurie a fost întâlnirea cu Radu Votar, cu care m-am înțeles, aveam emoții, în primul rând spațiul ăsta, că era vorba de această simbioză a noastră cu celelalte personaje, dar și a noastră cu personajul și cu locația mai ales. Eu am filmat la Malmaison, un spațiu extrem de rece, de neprietenos, mi-am pus costumul, iarăși este o simbioză care se face cu, în afară de faza de pregătire pe care o faci cu textul, există această fază care pentru mine e foarte, foarte interesantă, foarte plăcută, când vin în locația respectivă, când îmbraci costumul și când îți vezi partenerii. Am lucrat destul de mult cu Radu Botar scena înainte de a începe filmările, înainte de a începe filmarea, pentru că aveam foarte mare nevoie să ne cunoaștem, să ne înțelegem, să ne dăm, să ne primim. Și a fost eram pe aceeași lungime de undă, a fost foarte frumoasă întâlnirea noastră de suflet. În afară de faptul că personajul, problema acestei femei, informațiile cu care vine această femeie în închisoare, în interiorul închisorii, unde sunt numai bărbați, vine cu foarte multă informație din afară, care este de asemenea așteptată, pentru că nu este cunoscută, pentru că nu vin personaje din afară și femeia asta vine și este chiar o femeie mult așteptată între zidurile unei închisori de bărbați. A fost o bucurie și durerea mea a fost că, deși scena era scrisă magistral, totuși bărbatul meu și regizorul meu mi-a tăiat puțin din finalul scenii, dar probabil că era necesar. Da, mi s-a părut că utilă e confirmarea întregii drame care se petrece acolo, adică mi-am dat seama, pe spectatori își dau seama de ce această credință, de ce această încăpățânare a tuturor preoților,
o confirmare, s-a văzut că funcționează, da? S-a văzut că funcționează, este frumusețea că rugăciunea are mai mare valoare și este mai puternică atunci când este făcută sub presiune, deci e ca un sacrificiu. El este bătut în timp ce își spune rugăciunea și continuă să se roage pentru această fată, în timp ce primește loviturile din partea gardianului. Până la urmă, aici este frumusețea acestei scene, adică o parte din frumusețea acestei scene se vede mai târziu când vezi rugăciunea, ce puternică poate să fie rugăciunea în constrângere, în chin, în tortură. Adică atunci când te sacrifici, în spirit de sacrificiu. Aș și spune, mai târziu se vede și rezultatul. Exact, că cardinalul Hosu află că a scăpat fata respectivă și mi s-a părut că, de fapt, Otilia îi salvează pe toți acolo. Îi salvează, da. Nu doar pe fată. Iuliu Hosu era o personalitate, era cunoscut în zonă, era cunoscut ca un sfânt. Și eu bănuiesc, scena asta este inventată, dar m-am gândit că probabil că multe scene din astea a trăit Iuliu Hosu, de femei disperate care veneau la el, așa cum părintele Arsenie Boca, veneau la el mulți oameni. Pune cazuri, că în general omul pune caz, se duce la un sfânt mare de la care așteaptă o minune, că femeia asta o minune aștepta. Și da, vreau să-i spun lui Radu Vânzaru că ea e și personajul simpatic pentru că este un foarte mare actor. Mulțumesc! Cu drag și pe bune! Bine, îi iubesc! Și mai pe tine! Am vrut să vă întreb de ce costumul popular? Ați îmbrăcat un costum popular... Care a fost scopul? Pentru că eu l-am văzut ca și o întruchipare a femeii românești. Era o femeie simplă de la țară și oamenii de la țară au mare respect pentru costumul tradițional. Și acum sunt foarte bucuroasă că acest respect, această admirație pentru costumul tradițional este din nou în mare actualitate. Adică se fac din nou tot ce ține accesorii care țin de costum popular și sunt mult apreciate și la noi și nu numai la noi. Pentru că, într-adevăr, costumul popular românesc este de o demnitate, are o frumusețe princiară, o noblețe și am vrut ca această femeie, putea să fie și oricum, dar faptul că era într-o ie, asta îi dădea noblețea și noblețea de care avea ea nevoie vis-a-vis de acest preot. Deci nu te duci oricum la biserică, la preot, la un sfânt. Te îmbraci cu haina de sărbătoare și în ideea asta a fost gândit așa costumul. Și m-a ajutat foarte mult costumul. În general, costumul este un lucru care pe actor îl ajută foarte mult. În scena respectivă a fost un contrast remarcabil între costum și uniforma, nu pot să zic uniforma închisorii, Zeghea după care tângeam, pentru că în Binecuvântate fi închisoare, am avut zeghea și tare mult am iubit-o și eu de atunci iubesc zeghea, pentru că are când zeghea devine costum, are o noblețe, are o frumusețe, nu te mai sperie. Bun. Încet trebuie să ne apropiem de final, nu? Da, dacă mai sunt remarci, cine mai dorește să mai spună acum în ajunul Crăciunului? Aș dori să mai pun o întrebare lui Adrian. Adrian, ai spus că ai scris scriptul rapid. Ce înseamnă rapid pentru tine? Că mie mi s-a părut că a fost scris cu o anumită finețe. Ce înseamnă rapid? În cât timp l-ai scris? Și ce etape ai parcurs pentru de la draft la realizarea lui finală? S-a scris în 3 săptămâni. Bine, eu porneam deja de la niște rânduri, existau vreo 80 de pagini, cum am spus, scrise de domnul Nicolae Marginal în exclusivitate, bazându-se pe memoriile lui Hosu. Dar memoriile cardinale erau
Și domnul regizor recunoaște, erau destul de liniare, multe din zile se derulau plat, multe din zile erau pur și simplu reflexii mai mult sau mai puțin filozofice asupra vieții unui om încarcerat. Ori noi trebuie, pe lângă aspectul ăsta de artă, de reflexie, până la urmă, asupra ta însuți, în momentul în care ești constrâns să nu poți părăsi un loc, pe lângă asta, noi trebuie să adăugăm și ceva comercial. Ori eu am păstrat anumite scene care erau autentice. Scena cu Maru de Pilă a fost autentică, a fost scena cu ceapa, aia a fost autentică, e foarte interesant, legumele și fructele erau autentice, cartofii erau autentici. Am păstrat scena aceea în care se dă o luptă adevărată în sufletul cardinalului, dacă într-adevăr trebuie pedepsiți sau nu cei care abjură, cei care renunță la credință. De pe lângă asta am adăugat efectiv personaje, am adăugat pe capitanul Argeșanu, am adăugat-o pe Otilia, am adăugat povestea fetei, pe directorul închisorii a trebuit să-l modific, să-l fac și pe el un militar, nu de carieră, și a ajuns așa prin forța lucrurilor. Și până la urmă, politrucul, iarăși, el exista, dar nu există, în memoriile rosu, nu există un contact direct între rosu și politruc. Dar noi am făcut chestia asta posibilă. Ca să mai spun că l-am adus și pe poet și, practic, ca să spun așa, rolul lui Richard Bornowski a fost, practic, cum să spun, a fost un omagiu adus tuturor poeților din închisoare și vreau să spun că eu, deși scriu poezie cu destul de mare flexibilitate, poemele acelea care le-am pus în gura actorului care îl întruchipează pe Enache Viziran, mi-au luat puțin timp, mi-au luat chiar niște ceasuri, două ceasuri, ca să zic așa, pentru că vreau să sune cât mai apropiat de ceea ce se scrie în termeni țară comunistă în momentul respectiv. Și 3 săptămâni materialul s-a pus la punct așa pe repede înainte, s-a scris și zi și noapte, depinde, eu am un program de viață foarte haotic în sensul că nu prea dorm nopțile și atunci mai scriu, uneori mai dorm ziua și mai recuperez. Odată ce s-a predat scenariul și a luat finanțare, a venit partea de editare și partea de editare este foarte grea pentru că eu încă am rămas prizonierul scenariului literar sau al dramaturgiei, dacă vreți. Și renunț cu greu la ceea ce scriu pentru că scriu din suflet, dar în momentul în care editezi materialul și vrei să-l faci filmabil, trebuie să fii mult mai rece. Și aici n-aș fi putut să o fac fără ajutorul domnului Mărgineanu, care a zis, domnule, asta o tăiem. Cu părere de rău, Bogdan, ți-o tai. Stai să ne mai gândim. Nu ne mai gândim, o lichidăm. Și dânsul, adevărul că ai nevoie de o astfel de judecată rece în momentul în care știi că filmul va deveni film și că chiar dacă nu mai o parte din ceea ce ai pus tu acolo ajunge pe ecran, este suficient. Pentru că, până la urmă, e o muncă comună. Eu aduc doar o treime din lucrul ăsta, din munca asta. Restul le aparține regizorului și actorilor. Și așa s-a întâmplat și în cazul ăsta. Doriți să participați la Oscar, domnule Mărgineanu, cu acest film? Cine n-ar dori? Nu depinde de noi. Oricum, anul acesta, în mai, în 28, se sărbătoreau 50 de ani de la moartea cardinalului și am și zis că este un moment propice să, probabil, să ne gândim la ultimile lui cuvinte care au spus că lupta mea s-a sfârșit, a voastră continuă, și cred că prin crearea acestei platforme, datorită lui Diana Gavra, filmele românești o să fie nu numai gustate de publicul românesc din Statele Unite, dar de ce nu acest film, în special care este bazat pe o viață reală, poate să meargă pentru concursurile Oscar. Deci, it just takes one step. De fapt, și la urma urmei, doar trebuie să facem primul pas și totul este posibil, așa cum s-a făcut și regizarea și producția acestui film. Și
Dacă faceți dumneavoastră din poziția noastră și alții asemenea noastră, niște români care au căpătat un statut de sine stătător în America, faceți o petiție către CNC și solicitați lucrul ăsta, poate să se și întâmple. Știți că deciziile nu țin de filmmaker, țin de regulă de instituții mult mai obiective și mult mai reci în analiza lor. Bogdan, de fapt, în Los Angeles este o societate care se numește RoHo, Romanian in Hollywood, care a fost fondată de Tudor Petruț și actorul român. Și, de fapt, el întotdeauna se uită la filmele care au un impact emoțional, în special în Statele Unite. Și, deci, putem să vorbim, să vedem exact care este, de fapt, calea de a ajunge acolo. Deci ei știu mai mult decât știu eu, dar eu știu de această fundație care se numește RoHo, Romanian in Hollywood. Trebuie să facem astfel de petiție. Să Codi, pozitiv. Propunerile filmelor străine la Oscar se fac după anumite proceduri și, în general, la noi, cel puțin în România, Centrul Național al Cinematografiei, printr-un juriu, printr-o comisie, este cel care hotărăște. Nu se poate rezolva nimic, nici cu petiții, nici cu altceva. Da. Anul ăsta, da, sigur că da, să sperăm că propunerea colectivă ajunge pe o listă scurtă. Și anul trecut a fost o propunere, un scurt metraj, al lui Bogdan Șoșan, da? Care a ajuns foarte aproape. Încet, încet, probabil că filmele românești, dacă vor fi promovate mai mult, dacă publicul din Statele Unite va fi interesat de ele, dacă, sigur că da, vom reuși și noi să menținem această platformă, poate că, familiarizând publicul american cu filmele românești, vor putea candida în mod serios și la Oscar. Pentru că aici, sigur că da, sunt alte chestiuni, dar asta țin de industrie și sunt mult mai complicate pentru a le dezbate noi în seara asta. Ok, deci cred că ne apropiem de final, da? Să nu, poate mai vine moșul pe la unii, pe la alții. Așa. Noi vă mulțumim foarte mult pentru acest act a memoriei. E un clișeu ce o să spun acum, marile opere de artă dau seamă de spiritul unei epoci, dar cred în chestia asta, creez ceva, indiferent că e roman, că e pictură sau film, fără să dai seamă de un spirit al epocii, ați recreat epocii prin tipologiile pe care le-ați făcut, prin scenele pe care le-ați făcut, rămâne în memorie și când vezi filmul și îți rămâne aceea și vă mulțumim că ați făcut acest act de recuperare. Avem nevoie în permanență de așa ceva. Vă mulțumim și noi. Sănătate. Spuneți, domnul Mărginianu. Mulțumim pentru ocazia asta de a povesti împreună. A fost o plăcere și o bucurie. Și sărbători fericite tuturor! Crăciun. Sărbători fericite, mulțumim! Crăciun fericit, mulțumim frumos! Un an bun cu sănătate! Da, bucurim! Iată că... Și felicitări încă o dată tuturor! Mulțumim, da. Iată că am reușit ceea ce nimeni nu credea că e posibil, să faci un festival de film de Crăciun și să faci în ajunul Crăciunului un Q&A. Iată că, grație pandemiei și tehnologiei, am reușit să facem asta. De o parte și de alta, pe două continente, separați, dar totuși împreună. Împreună. Vă mulțumim frumos, mulțumim frumos Maria Ploaie, domnului Mărginianu, lui Ioana Andreionescu, domnului Radu Botar, prietenului meu Radu Bânzaru și tuturor celor prietenilor Festivalului Filmului Românesc și ai Filmului Românesc. Am putut avea o seară minunată împreună. Și să sperăm că ne vom mai vedea. Noi ne revedem într-un Q&A și a doua zi de Crăciun, în data 26 decembrie, cu o poveste despre familie. Jurnalul familiei Escu. Crăciun fericit tuturor! Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim.